Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Discutăm de la această oră despre imaginile șocante apărute pe rețelele de socializare. Un avion de mici dimensiuni se plimbă pe străzile unei comune din Prahova. Ce reguli a încălcat, cum s-a ajuns în această situație, vorbim imediat pentru că avem un invitat special. Un campion de drift se află alături de noi. Este pasionat de volan, dar și de muzica populară. Nu a venit singur, ci însoțit de fiica sa de 14 ani, cel mai tânăr pilot de drifturi din Europa. Încercăm să aflăm chiar de la ei cum reușesc să supraviețuiască în această perioadă în care nimic nu mai este ieftin. Și vă dau un simplu exemplu, pentru că tot, iată, vin sărbătorile pascale. În anumite locuri, roșiile au ajuns la 50 de lei kilogramul. Și profesorul Coșa va intra în legătură directă cu noi și ne va explica ce ne așteaptă. Înainte de a vedea imaginile pe care vi le-am promis la începutul acestei emisiuni, vă prezint invitații mei, domnul Sorin Ene, campion național de drifturi. Mă corectați dacă nu zic bine, domnule Ene. Campion național de drift, da. Și Alice Ene, cel mai tânăr pilot de drifturi din Europa, la doar 14 ani. Da, la nivel mondial, putem spune. La nivel mondial. Bineînțeles, și colega mea, Sarmiza Andronic. Bună seara! O să aflăm povestea și vă rog să rămâneți alături de noi, pentru că este o poveste extrem de interesantă, însă aș vrea să încep să profit de prezența domnului Ene. Vă spuneam că au apărut imagini șocante pe rețelele de socializare. Imediat veți vedea cum un avion de mici dimensiuni se plimbă nestingherit pe șoselele din România, în timp ce participanții la trafic, o mașină încearcă să mai are un pic și intră în șans pentru a-i face loc avionului să treacă. Haideți să vedem imaginile, după care revenim și comentăm. Ce tare! Faceți-mi că nu mașina. Drumul acela pare mai bun, e mai bun ca pistele de avion, probabil că de-aia domnul a decolat de pe șosea direct. Am încercat să luăm legătura și noi cu cei de la poliție, nu au avut nicio sesizare în acest sens. Trebuie să precizăm că aceste imagini au apărut pe rețelele de socializare. Nu știm exact dacă sunt de astăzi sau sunt mai vechi. Cert este, v-am zis că am încercat să luăm și noi legătura cu cei de la poliție și momentan nu s-a sesizat nimeni în acest caz. Domnule Sorine, ne mă întreb către dumneavoastră și vă întreb cât de periculoasă este această joacă care a făcut-o șoferul, pilotul, nu șoferul. În primul rând, bună seara, vă mulțumesc pentru invitație și pentru mine este ceva inedit că în aceste straie autentice să discutăm despre asemenea
Nici nu știu cum să... Nu credeam vreodată că o să ajung în situația în care să comentez asemenea imagini. Dar haideți să o luăm așa, ușor, ușor cu începutul, pentru că nu are să... nu neapărat să deformăm. Într-adevăr, este ceva inedit și foarte periculos. În primul rând, aș începe cu infrastructura. Ne aflăm pe un drum, cred că pe un DJ, un drum județean și, așa cum a spus și dumneavoastră, este, cred că, mult mai bun decât multe piste de avioane. De ce? Pentru că se vede clar, asfaltul este negru, este proaspăt. În continuare, este sub lucrări, lucrările încă nu s-au terminat, drept dovadă, marcajul galben de pe partea mediană. Cu atât mai mult rigole sunt proaspete acel pietriș de pe marginea drumului. Dar vreau să fac următoarea precizare. Din ceea ce am înțeles de la dumneavoastră, acest eveniment s-a întâmplat undeva lângă Ploiești. Acolo, între Ploiești și Câmpina, există o locație, un aerodrom, unde sunt antrenamente, unde se desfășoară foarte multe activități de gen. Avioane de agrement, ultraușoare, etc. Probabil că pilotul respectiv locuiește în zonă sau nu pot să-mi explic cum... Și-a pus o parteză în curte. Da, deci chiar nu am vrut să vadă ce reacție au sărmiza șoferii. Este foarte interesant cum a aterizat, nu de unde a decolat, adică cum a ajuns el acolo, pe drum. Înțelegeți? Adică, înțelegeți ideea? Extrem de important, okay, și lucrul de decolat, decolez, îl folosesc ca pe o pistă. Foarte bun. Nu este un drum circulat de altfel, dar nu contează, este un drum public. Vedem în imagini că ne întâlnim cu mașini. Ba mai mult, uitați câtă linie dreaptă de kilometri, între de zeci de kilometri. Deci eu văd acolo că este o linie dreaptă. Un drum în aliniament, este soare, este senin, oricine putea să meargă cu viteză acolo. Și cine s-ar fi gândit, chiar și noastră precizați puțin mai devreme, automobilist ca automobilist, dar ce făceam dacă ne întâlneam cu un motociclist? Și foarte bine ați precizat, motociclete care ating foarte repede o viteză nu are care. Ce s-ar fi întâmplat dacă te-ai fi întâlnit cu un avion? Bă, m-am întâlnit cu un avion pe stradă, adică cum te-ai întâlnit cu un avion? Da, veneam și m-am întâlnit cu un avion. Ce face? Păi să pregătea să decolat, a și decolat. Că a decolat, nu-i așa? Da, da. Deci marele semn de întrebare este cum a ajuns avionul acolo, adică pe ce l-a cărat, pe o platformă, pe o remorcă, a aterizat mai devreme. Da, ce a ajuns în situația asta până la urmă? Pentru că dacă a decolat, este foarte clar că n-a avut o problemă tehnică, nu? Chiar când... Iar eu nu am putut gândi decât la mine, evident. Ce făceam dacă eram pe motor? Pentru că eu sunt motociclistă printre altele. Nu de alta, dar nu vreau să pic pe locul 2 aici cu așa campioni. Și mă gândeam ce aș fi făcut dacă m-aș fi întâlnit cu un avion. Adevărul este că e foarte ciudat să te izbești de un asemenea eveniment, că nici nu știi cum să reacționezi, știi, nu înveți așa ceva la școală. Însă ceea ce știm sigur este că e în România. Asta e sigur. Chiar când ne pregăteam să spunem că le-am văzut pe toate în România, ei, iată că nu le-am văzut pe toate. Aș vrea să vorbim, domnule Iene, să profit de prezența dumneavoastră înainte de a trece la povestea dumneavoastră. Este extrem de important, dumneavoastră spuneați despre pietoni, îi rugați din suflet să nu aibă încredere în conducătorii auto și să fie extrem de atenți. Știm destul de bine acele cazuri, inclusiv cu polițistul care, din păcate, iată, a ucis o fetiță. Polițistul, cauza din Conentina, de pe Gherghițe, acum un an, doi ani de zile, fetițele, drumul în tăi și așa mai departe. Da, nu trebuie, tot ceea ce spunem oamenii din anumite domenii, oamenii, nu știu, profesioniștii sau cum presa dumneavoastră îi denumiți, noi ne considerăm oameni care dezvoltăm o pasiune, că ajunge la nivel profesionist, este cu totul, cum să vă spun eu, este o urmare a acțiunilor noastre. Noi învățăm foarte multe lucruri și învățăm foarte multe lucruri pe pielea noastră. În primul rând că noi îmblânzim niște mașini. Mașinile noastre sunt adevărați monștri. Exact ca un castel împatic sau ca un taure de coridă pe care îl îmblânzești. Și știind cum se face lucrul acesta, știm și de ce este în stare o mașină care devine o armă letală, o torpilă, cum o denumesc eu de fiecare dată, scăpată de sub control. Revin la ceea ce a spus mai devreme. Nu generalizez, a nu avea încredere în conducătorii auto, asta nu înseamnă că a nu avea încredere în toți conducătorii auto sau în doamne sau așa mai departe. Din păcate, în ultima perioadă sau în ultimii ani de zile, foarte mulți conducători auto fac cu totul altceva decât a conduce pe autoturism pe drumurile publice. Și știm cu toții, nu are să mai dezvoltăm telefon, gadgeturi, etc. și așa mai departe. Motiv pentru care generează sau sunt generate foarte multe accidente în care sunt, foarte mare atenție, implicați și pietoni. Tocmai de aceea următorul element în aceste accidente sau în producerea lor sunt și pietoni. Deci stă și în puterea lor, în instinctul lor de conservare, mai bine spus, în atenția lor. Eu vă cred, dar cel puțin știu acea zonă, iau cazul acesta al polițistului și știu zona pentru că locuiesc acolo. Acea trecere de pieton nu era semnalizată și mai avem în spate gropile, iar o mare problemă. Au fost foarte multe accidente din această cauză. Unul la mână, gropile, doi, treceri de pietoni nesemnalizate. Da, dar vă mai spun ceva.
Cu atât mai mult că dumneavoastră cunoașteți foarte bine zona aceea. Este vorba de zona Chitilei, șoseaua Chitilei și bulevardul Bucureștii Noi, care a revenit după o perioadă de refacere. Acum, să nu uităm, acum vreo 2-3 ani de zile, cazul mămicii sau mamei cu căruciorul, când a fost și era și gravid, dacă nu mă înșel, cu un cărucior, cu un copil și așa mai departe. Deci acolo au fost niște accidente înfiorătoare. Vreau să vă mai spun așa, într-adevăr, unele treceri de pietoni nu sunt semnalizate. E foarte simplu acum să aruncăm, noi când discutăm, să aruncăm vina pe autorități, să aruncăm vina pe conduși. Să pui pe cineva la zid în urma unor asemenea tragedii este foarte ușor. Important este ca noi să învățăm ceva din aceste lucruri și v-am mai spus, stă și în puterea noastră să putem să ne protejăm. Am înțeles. Bun, nu era semnalizată trecerea de pietoni, nu era pe asfalt, să spunem. Dar întotdeauna, pe stâlpi, există semn de circulație de trecere de pietoni. Ba mai mult, există înaintea semnului de trecere de pietoni un presemn sau un semn care ne avertizează că urmează o trecere de pietoni. Ba mai mult, dacă circulăm, hai să nu spunem, să fiu eu acum cruce de închinat sau că mergem lupul Moraiți, cum se spune, cu 50 de km la oră. Și cu 60 de km la oră, dacă mergi pe bordul mașinii, ai undeva la 55-57 de km. Ai întotdeauna o toleranță, o abatere pe care producătorul o adaugă acolo și știe el de ce. Nu mai intru în detalii. Deci, la 55 de km la oră, un autoturism are nevoie de 30 de metri, 30, puțin peste 30 de metri să oprească. Dar în momentul, în momentul în care tu te apropii sau circuli pe drumurile publice, pe un bulevard, cu peste 80 de km, 90 de km la oră, gândiți-vă că distanța de frânare se dublează. Asta în condițiile. În condițiile în care, foarte mare atenție, dragi spectatori, suntem foarte atenți și beneficiem de acel timp de reacție, care este sub o secundă, este cât ai clipit. Deci eu am clipit acum, am 0,6 secunde, din momentul în care văd pericolul, sesizez, nu știu, un copil pe trecere, lămpile de frână din față și să frânez. Deci acel timp de 0,6 secunde, care este extraordinar de mic, salvează vieți. Și nu putem beneficia de el în momentul în care mergem cu asemenea viteză, bineînțeles, și nu suntem atenți la trafic. Bine, mai, dar tu vorbeai despre polițistul care a ucis acea fetiță pe trecerea de pietoni. Hai să nu uităm totuși că acel polițist era polițistul zonei, era de la poliția locală din zonă. Adică tu spui că știa destul de bine zona. Absolut, exact. Ar fi trebuit să o știe, nu? Cu atât mai mult, cu atât mai mult. A spus foarte bine, într-adevăr, așa este, dar intervin factorii despre care v-am spus puțin mai devreme. La fel nici nu vreau să mă pun în pielea băiatului ăla sau vreunul dintre noi de aici din studio sau dintre cei care ne privesc să se pună în pielea omul respectiv, adică gândiți-vă că omul ăla foarte mult și timp. Și domnule, mai... ce am observat în trafic și trebuie să recunosc că de multe ori fac și eu greșeala aceasta, statul pe telefon. Da, cu toții, adică vă spun sincer, și eu am recunoscut public și eu o mai stau la semafor. O secundă de neatenție ar putea provoca o tragedie. Dar foarte, deci, haideți provoacă să... tragedii pe bune, nu ajung toate la noi și nu ajung în spațiu public, dar... Foarte adevărat. În ultimul timp ajung că toată lumea... ce am văzut acum, o chestie foarte interesantă undeva la Baia Mare, că acum am... Oameni buni, să ne obișnuim cu acest stat pe telefon, face parte din viața noastră, oricâte campanii am face, oricât de mult am vrea, oricât, deci este un fenomen la fel de periculos ca și fenomenul drogurilor, așa. Deci este un fenomen pe care îl reduci, dar nu poți să-l rupi din rădăcini, este imposibil, numai cum, pentru că oamenii nu înțeleg, este greu să faci pe oameni, să faci oameni să înțeleagă că este foarte periculos până nu li se întâmplă. Unii foarte puțin mai au ocazia să încerce să nu mai stea pe telefon sau să aibă șansa să nu mai stea pe telefon. Noi trebuie să facem următorul lucru, să atragem atenția și să spunem oamenilor, mă, dacă vreți să stați pe telefoane, mă, stai la semafor. Cât durează? 30 de secunde, 20 de secunde. Stau la un semafor, răspuiesc, fac ce am de făcut acolo, după care pun telefonul în suport sau îl pun la locul lui și merg mai departe. Deci dacă este necesar sau ești dependent, că foarte mult sunt dependenți, acum fie vorba între noi, ia telefonul măcar că stai la semafor, adică măcar să le dăm oamenilor variante să folosească telefonul, variante sigure, adică perioade de timp sigure să folosească telefonul la naibii de telefon, care am mâncat vieții de tuturor și așa este, când stăm așa, când stai la semafor, când aștept pe cineva, când am plecat, l-am pus în suport, l-am pus lângă mine sau unde e locul lui și nu mai mă ating de el. Pentru că atunci când ești pe loc, nu mai risc să mai faci nimic dacă folosești telefonul. Corect sau nu? Greșesc? Așa este și aș vrea să vă întreb acum cum această pasiune pentru muzica populară, pentru că vă văd, sunteți îndrăgostit de volan, dar și de muzica populară. Da, muzica populară, în ambele cazuri, să știți că m-am trezit, mâine mă fac cursant, îmi iau mașină, fac drag, eu știu să mai și cânt acum, bai, nu. Dumneavoastră sunteți și cel care a făcut cursele acestea de drift legale. Înainte de asta, aș vrea să nu continuăm până nu le explicați și telespectatorilor noștri ce înseamnă ceea ce faceți, maestră, pentru că probabil nu sunt familiarizați cu acest termen de drift. Am înțeles. Ok. În primul rând, ca și pronunție, nu vreau neapărat să vă corectez. Sunt așa păreri și păreri. Termenul corect ar fi drift, adică nu ar avea un plural. Nu este o foarte mare greșeală din punctul meu de vedere.
Da, este un spor cu motor puțin mai diferit față de ceea ce știm noi. De ce? Pentru că folosește acest caracter supravirator al mașinii, adică pierderea aderenței punții spate, ceea ce face în așa fel încât nu foarte mulți conducători auto sau și piloți din alte discipline sportive să se poată adapta acestui stil de caracter supravirator. Vedem acum imagine foarte importantă. Deci asta este, nu? Da, asta este una dintre mașinile. Alice, de, tu ești? Da, la unul dintre antrenamentele noastre, locația unde desfășurăm cursurile și facem antrenamentele. Este o mașină pe care o folosim, săraca este chinuită, cum spune eu, dar de fapt îi place că este, nu este chiar brutalizată, este o activitate care, pe care ea o desfășoară cu brio. Bun, revin la pasiunea de muzică populară. Eu am crescut în zona Tellermanului. Mai exact, comuna Gratia este o așezare foarte frumoasă și liniștită, nu foarte departe de București, pe la vreo 60 de kilometri de București. Și până la vârsta de 6 ani, când am mers la școală, la grădiniță ce am mers eu acolo, am crescut mai ales în vacanțe de vară la țară, la bunici. Am fost crescut de către bunica și bunicul meu. Nu din motivul că nu aș fi avut părinți așa, poate cum alții înțeleg, ci din faptul că mie îmi plăcea foarte mult acolo. Cu atât mai mult, până în facultate târziu, vacanțe de vară ne le petreceam acolo și am avut niște vacanțe de vară absolut senzaționale, care nu, clar că nu ne vom mai reîntâlni, atât noi cât și alte generații. Am mai avut norocul, ba mai mult. Prin prisma faptului că se consuma folclor autentic al zonei, adică Liviu Vasilică, om pe care îl și reprezint ca și stil, Floarea Calotă, acela stil, dar partea feminină. Gelu Voicu. Gelu Voicu este cu o altă generație. Gelu Voicu a făcut ansamblu din partea Burnasul și vreau să spun, Gelu, te rog, nu te spăra, a fost cumva crescut lângă Liviu Vasilică și în ansamblu Burnasul. Dacă ne uităm la concertul Liviu Vasilică din anii 80, o să-l vedem așa, pe Gelu Voicu în spatele lui, o să vedem pe ăsta care îl consumăm noi acum foarte tare... zis-o care îmi place. În fine, sunt nume mari pe care le vedem acum pe scena muzicii populare care au crescut lângă Liviu Vasilică. Este un lucru absolut senzațional. De ce? Pentru că Liviu Vasilică a transmis foarte multe. A transmis în primul rând, talentul l-au avut fiecare dintre cei din spate. Dar a transmis în primul rând, cred că simplitatea și dragostea față de autentic folclor și de modul cum se fac lucrurile, pentru că este foarte important, sunt două lucruri diferite, pentru că eu sunt și pilot, sunt și trainer. A fi un bun profesionist este total diferit, sau a fi trainer în același domeniu este foarte diferit sau total diferit față de a fi un bun profesionist. Le mai cânti copiilor la, nu știu, la cursuri? Da, dar și la cursuri, mai cânti și în mașină, normal. Uite, și Liviu Vasilică era medic piesă, pediatru, da, nu? Exact, da, da. Dacă îți vine vreo piesă în minte acum, poți să fredonezi puțin? Foaie verde ca sulfina, iar merge bombă mașina. Bravo! Și revin la idee. Și am mai avut marele noroc, că eu dau dintr-un atât, vă rog, nu vă supărați, că mai aberez așa. Am avut și marele noroc în a mă regăsi în unele din melodiile lui Vasilică. Și știți de ce? Pentru că bunicul meu a fost pădurar acolo și am crescut foarte mult timp în pădure. Am prins vânătorile. Și iarna când se făceau ele și în perioada când se făceau și toamna. Și am petrecut foarte mult timp în pădure alături de bunicul meu. Lucru absolut senzațional care m-a făcut mai târziu când am început să o maturizez și să fiu din ce în ce mai atras de către folclorul zonei, să mă regăsesc în acele melodii. Și pe Alice, cum ai reușit să o captezi în această lume a driftului? O să te întreb pe tine, Alice, te rog. Cum a fost prima oară când te-ai urcat la volan și la ce vârstă? E măsură, poate să. Acum, sincer, nu mai știu la ce vârstă. Că așa zic mereu, că chiar nu mai știu la ce vârstă m-am urcat prima oară într-o mașină de drift sau când am fost prima oară prezentă la un eveniment de drift sau din motorsport. De când aveam, nu știu, câteva luni, cred, 3-4 luni m-au luat și m-am ieșit tati cu ei. Și aveam așa echipa noastră, când mergeam la drift, mergeam să-l susținem pe tati, să-i facem galerie acolo cu vuvuzele, pampoane, fel de fel de tricouri și echipamente. Și ca să-l susținem pe tati, de asta mergeam la drift. Deci era de cealaltă parte a baricadei. Da, adică stăteam pe margine și de pe margine îl priveam. Te-ai văzut vreodată când erai micuț așa, te-ai gândit, o să ajung în locul lui tati, o să fiu... Păi asta, din curiozitate, pe la vârsta de 8 ani, m-am zis la tati și mi-am spus cum ar fi să stau și eu, să fiu la volan, să fiu în locul tău, să devin ușor-ușor pilot de drift. Și la 8 ani am învățat să conduc, iar la 11 m-am învățat tot el să fac drift. Pentru mine, dacă îmi permite să intervin, scuze-mă, Alice, te rog, dacă îmi permite să intervin,
A fost, eu mi-am dorit extraordinar de mult primul copil fetiță. Mi-am dorit extraordinar de mult fetiță. Drept dovadă, dacă aș mai face 10 copii, spun întotdeauna, ar fi tot 10 fete, la fel cum e și cu Sara, al doilea copil, tot fetiță a fost. Și între ele este o diferență foarte mare. Sara este băiețelul familiei, iar Alice este de o sensibilitate mult mai mare, blândețe, calmitate, bunătate. Și nu prevestea și nu anunța nimic că Alice mi-ar fi dat de gândit, pentru că niciodată nu mi-a forțat copiii să facă ceva. Dacă ești atras, și știam că va fi atras cât fiecare dintre ei de câte ceva, dar ea a avut norocul să fie atrasă de ceea ce fac eu. Te rog. Te rog, Alice. Și cum a fost, nu știu, la cât, la 11 ani ai participat la primul concurs? Nu, la 11 ani am început să fac drift și pe la 12-13 ani am început să luăm un pic mai în serios acest lucru. Adică la 13 ani, pe data de 13 noiembrie 2020, am obținut licența de pilot profesionist de drift, devenind cel mai tânăr pilot profesionist de drift la nivel mondial. Și anul trecut, anul 2021, a fost anul meu de debut și a fost ca un vis pentru noi. Adică am trăit un vis. Nu pot să... Încă nu vine să cred ce am trăit și... Nu știu, a fost foarte frumos, adică mai ales că am obținut și titlul de campioană europeană, Drift Queen, în cadrul campionatului european Drift Kings. Chiar nu ne așteptam să ating. Dacă ar putea intra inclusiv unii, în cartea recordurilor, da, nu? Unii abia așteaptă să facă 18 ani, să-și ia carnetul, înțelegi? Da. Și dau de vreo 3-4 ori și tu, uite, la 11 ani... Acum ai 14. Am 15. Ai 15, da. Să știi mulți tineri care fac asta... Pentru că pentru mine este inedită vârsta. Da, în campionatul nostru național de drift, road drift, avem mai mulți tineri. Din România? Da, da, din România. Adică eu și Natalia Iocșac din Satu Mare. Avem o domnișoară. Da, suntem singurele două fete din România care fac drift. Da, într-adevăr, este puțin mai mare, are 18 ani. Dar mă înțeleg foarte bine cu ea și ne susține reciproc mereu la etape. Îl mai avem pe Ediniță, care e tot așa 19 ani. Și spuneai că la nivel mondial tu ești cea mai micuță. Dacă nu? Îmi permiteți, da. Voiam să fac o precizare. Vă rog, te rog. Pentru a deveni pilot profesionist de drift, că pentru cei care ne cunosc trebuie să precizăm lucrul ăsta, că poate că unii nu cunosc aspectele astea. Pentru a deveni pilot profesionist, trebuie să ai parte, în primul trebuie să fii talentat în domeniul respectiv, după care ai o perioadă de antrenament trebuie să susții un examen în fața unei comisii formată din piloți cu experiență, care de fapt sunt și arbitri. Deci nu este deloc ușor. În urma acelui examen, Federația Română de Automobilism Sportiv îți oferă, în urma absolvirii examenului, o licență. Licență care atestă faptul că ai devenit pilot profesionist și în acest mod poți participa atât în campionatul național road drift, și vreau să-i și salut pe această cale pe organizatorii noștri care, vreau să vă spun, în cei 2 ani de zile de pandemie a fost crunt. Ei au menținut această constanță în ceea ce privește organizarea campionatului. Și cu această licență poți să participi atât la nivel național cât și la nivel internațional. Și mi-a trecut acum țarmiza prin minte, pentru că o avem aici pe cea mai tânără, cel mai tânăr pilot de drifturi din lume. A zis să nu mai folosești pluralul. Drift. Nu e problemă. Drift. Drift. Eu am învățat astăzi ceva. Gata, da, învăț. Alice, nu știu, te-a contactat cineva din partea guvernului, statului, pentru că totuși a obținut o mare performanță. Nu m-a contactat nimeni. Adică deocamdată nu. Dorim să vă spunem că tot ceea ce... Măcar să te felicite, știi? Da, trebuie despre, să spunem. Da. Despre asta vorbim. Vreau să fiu corect cum suntem de obicei și vreau să spun lucrurile pe nume așa cum le-am spus. Suntem genul de oameni care tot ceea ce am făcut pe puterile noastre. Fără doar și poate performanță în motorsport nu ai cum să faci, pentru că este foarte scump la nivel profesionist, cu atât mai mult la nivel european, la nivel internațional. Costurile sunt foarte mari. Vreau să vă spun așa, am avut o perioadă în care ne-am autosusținut la nivel național unde cât de cât ne-am putut să-i susțin. În momentele în care aproape că cedam nervos, bineînțeles, din punct de vedere și financiar, adică neavând bani, e greu de conceput pentru noi să nu mai facem ceea ce facem. Adică dacă vrei să mă distrugi, nu mai faci cumva să nu mai fac asta. Adică pentru mine este foarte simplu. Pentru noi banii nu contează, nu au valoare. Valoarea lor au valoare doar că îi dăm să facem ceea ce facem noi, să producem fericirea noastră. Și vreau să vă spun așa, când am fost foarte aproape să renunțăm, au început să vină lângă noi parteneri și aici, dragi spectatori, când vă este mai greu, continuați oricât ar fi de greu, trebuie să găsiți resursele să mergeți în continuare oricât ar fi de greu, pentru că în momentul, atât timp cât muncești, te zbați
și faci totul corect în viața asta, într-adevăr, târziu, dar foarte târziu, vor veni și merite. Ușor, ușor, lângă noi au început să vină parteneri, atât companii naționale, cât și multinaționale, care au început ușor, ușor să ne ajute. Au văzut potențialul nostru, au văzut potențialul lui Alice, au văzut potențialul meu, au început să fie alături de noi și să ne susțină. În ultimii ani de zile, noi suntem printre norocoși, să spunem, care beneficiem de sprijinul partenerilor, bineînțeles, ei primind în schimbul ajutorul pe care ne-l oferă, expunerea de care până la urmă ei au nevoie, că este și un business până la urmă. Dar vreau să vă spun că anul acesta, când Alice a câștigat titlul de campioană europeană și am și aplicat pentru Cartea Recordurilor, procesul este minuțios, noi de 7 luni de zile tot vorbim prin mail-uri, nu facem noi, toate serviciile astea le externalizăm, pentru că cei care ne privesc acum, bă, dar când au ăștia timp să facă toate lucrurile astea? În primul rând că nu ne pricepem la toate. Avem oameni în spate care ne ajută. Avem o întreagă echipă, de la un om care ne face grafica mașinilor. Salut, Andrei, și mulțumim pe această cale. Grafica mașinilor, grafica tricourilor, omul care ține, nu știu, PR, cum este soția mea, care rolul. Și soția este implicată, da, în toată această, da, poveste. Face și ea drift? Nu, drift? Ea are rolul ei bine stabilit acolo, v-am spus, are, ține legătura cu presa, ține legătura cu partenerii noștri. Revin la idee. În momentul și în care... e mama ei, da, da, să mama, ne înțelegem. Exact, în momentul mama. Când am revenit în țară, domnul președintele Fras Noris Măgeanu, din social media aflată de performanța lui Alice, țineți cont, a fost în anul ei de debut, deci Alice a obținut performanța asta maximă în primul ei an, a fost anul ei de debut. Revin la idee, ne-a contactat domnul Noris Măgeanu, pe această cale îl și salut pe domnul președinte al Federației Române de Automobilism Sportiv, ne-a felicitat și alături de dânsul am fost, bineînțeles, invitați, bineînțeles, am fost invitați de către domnul Eduard Novac, domnul avem, da, mi-a trimis soția dumneavoastră acum exact, o poză. Am fost invitați la dânsul, la minister, la dânsul, la biroul dânsului. A felicitat-o pe Alice. I-a dat și o diplomă. I-a dat o diplomă de merit, pentru merite deosebite și pentru performanțe la nivel înalt. Promisiuni, vreau să vă spun că poate toți ne întreabă la fel cum a spus și noastră. Ce face statul? Dacă ne dă statul? V-am spus, noi nu mergem pe principiul ăsta să așteptăm. Dacă sunt proiecte în care sunt incluși, că nu este nici chiar așa de simplu. Acum să fim sinceri, pentru că și bugetele din Ministerul Tineretului și Sportului clar că poate sunt direcționate către sporturi unde e nevoie sunteți mai mare. Sunteți dumneavoastră drăguți, dar când ai o persoană care face performanță, atunci nu sunt bani pierduți. Nu, exact. Nu am spus că sunt pierduți. Poate alții au mai mare nevoie de bani decât aveam, spre exemplu. Mai ales vorbim să armiza mai dau un exemplu. Eu am ar putea intra în Cartea Recordurilor. Da, am aplicat asta. Să mai primească o diplomă de la minister. Eu am făcut și scrimă de performanță când am fost micutel, așa știți. Și vreau să vă spun că m-aș bucura ca bugetul poate care mi l-ar fi alocat mie sau lui Alice, MTS-ul, Ministerul Tineretului, să-l ducă către, uite cum eram noi când făceam, că mi-am iubit foarte mult scrima, noi aveam căștile celor mai mari care ne flencăneau în cap, exista risc cu mașini țepate aici, scrima nu este deloc ușoară, credeți-mă. Aveam echipamentul celor mari care era purtat, nu vreți să știți cum mirosea, că era tocit și așa mai departe, că transpirea acolo. Adică m-aș bucura să se ducă banii aia către alte sporturi care au nevoie, dar să știu că se duc decât să vină la noi. Da, adică că cred că o iau pe priorități cumva, adică nu știu, n-am cerut. Dacă vor veni, sunt bine veniți, noi tot aici îi băgăm, tot în performanță, dar nu am zis. Este și Alice îndrăgostită de cântecul popular? Cântă și ea? Când vreau să întreb, înainte să trecem la chestiunea cu iartă-mă, te rog frumos, dar am o curiozitate. Auzi, te-a rugat vreun coleg de-al tău să-i parchezi mașina? Să parchez mașina? Nu, dar majoritatea colegilor, pot spune, chiar toți m-au rugat să-i dau câteva ture. Adică mereu mă întreb, când ne dai pe Alice, când e în dreapta ta, dar până acum, din păcate, nu s-a evitat oportunitatea să-i dau chiar pe toți, doar o colegă. Vedem și poza cu ministrul tineretului și sportului. Da, alături de domnul președinte al federației, da. Și vreau să vă spun așa, cupa pe care domnul ministru are în mână este cupa pe care Alice a câștigat-o exact la Brno, când veneam din Cehia. Alice a câștigat acolo finala la băieți, mare atenție, nu la fete. Da? Și domnul ministru și-a exprimat dorința să păstreze acea cupă și este exact unde vine capul lui Alice acum. Domnul ministru a pus acolo cupa și la toate postările pe care domnul ministru le face, sau mă rog, șeful biroului de presă, că domnul ministru, în ce am văzut, este cred că unul dintre cei mai activi ministri. Acum, sincer, nu vreau să pării pe cineva, nici n-am nevoie, nu așa, dar este până acum unul dintre cei mai activi oameni în domeniu. Acolo este cupa, întotdeauna este cupa la locul lui, că asta este poziția în care domnul ministru face fotografii cu toți cei care îl vizitează sau pe care îi invită la dânsul birou. Și cupa este acolo la umărul dânsului, pe dulap, acolo. Da. Alice, cânti? Da, păi am făcut împreună cu tati 3 ani, cantă muzică populară la școala populară am de arte. Am absolvit școala de artă, da, populară București, da.
Am făcut împreună. A fost tot o provocare pentru noi. Da. Și, și tot împreună, foarte frumos. Da. Cum arată o zi din viața ta? Nu știu, ce faci? Ai timp să te antrenezi, pe să telefon. Mergi la școală, pe telefon? Păi da, normal, să și pe telefon. Se relaxează pe telefon. Păi, în primul rând, deci la recum altfel, nu mai încercați. La școală. Mai are timp de telefon? Mai ai timp? Da, păi, până la urmă, deci în primul rând, școala este foarte importantă, adică fără școală nu facem nimic, mai ales că sunt clasa 8-a și am examenul anul acesta, am dat și simulările. Fix după simulări am plecat la un eveniment la Prejmer pentru niște demonstrații de drift și mă descurc, adică mă împart în două părți, cum ar fi, și între școală și drift. Este puțin mai dificil, mai ales anul acesta, cum am zis, dar mă descurc. M-am obișnuit. Competiții, adică mai nu renunț la așa nimic. Nu. În egală măsură, și drift și școală. Mai sunt competiții? Mai ai competiții anul acesta? Abia a început sezonul. Un sezon plin. Ne-am întors luni dimineață din Ungaria, de la Tocol, unde a fost prima etapă din campionatul european Drift Kings. Nu a fost o etapă tocmai cum ne așteptam, adică nu ne-a surprins să mai plăcut, pentru că mașina nu a funcționat foarte bine, adică nu a avut 100% din putere și m-am cam chinuit puțin cu ea, dar într-un final am reușit să obțin locul 3 la clasa Drift Queen, la clasa de fete. Și o clasare bună în calificări. Da. Din nou, bănuiesc că celelalte erau mai mari. Ca... Da, da, 20 de ani, 30 de ani. Au fost 4 fete de data asta. Da. Un număr destul de important. Natalia Iosac, pe care o și felicităm cu această, pe această cale, a obținut locul 1 și ne bucurăm pentru că am avut o româncă pe podium. A mai fost o domnișoară duduiță, aș putea să spun așa, din Ungaria și încă o fată din Austria. Și tipa din Ungaria chiar a mers foarte bine. Bun, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, însă rămâneți alături de noi, doamnelor și domnilor, pentru că ne întoarcem cu această poveste frumoasă a familiei Ene. Rămâneți alături de noi. Am revenit, doamnelor și domnilor. În continuare se află alături de mine Alice, dar și tatăl ei, Sorin. Alice, ce urmează acum pentru tine? Pentru că deja ai devenit campion european, campion mondial. Ce vrei să mai faci? Da, am într-un fel o presiune pe mine, adică simt că sunt campioană europeană pentru anul 2021 și acum mă gândesc că majoritatea oamenilor au așteptări mari pentru mine, adică să obțin din nou acest titlu, dar nu știu, vedem, nu știm ce se va întâmpla, adică nu știu ce în rezervă. Ai reușit să-i bași și pe băieți, mă refer la această competiție, pentru că ai luat loc întâi în trecut. În Cehia, da. Oare o competiție cu tatăl tău? Da, poate, adică deocamdată suntem în clase diferite, eu sunt la semi-pro și el este la pro, dar poate când o să neoficial, ajung și eu... Neoficial, da, poate asta, când... data viitoare când veniți să ne spuneți. Da, poate când o să ajung și eu la clasa pro, sper să ajung cu el în battle și să trec mai departe, adică să-l bat în battle. Este ceva natural și este ceva normal să se întâmple, pentru că asta înseamnă evoluție. Cei care vin din spate, generația tânără, altfel nici nu evoluează decât să învingă pe cei mai buni ai generației de dinainte. Asta înseamnă evoluție, să treacă de ei. Și pentru că nu mai avem chiar atât de mult timp, aș vrea să vorbim puțin și despre situația asta cu care se confruntă țara noastră. Bănuiesc că și voi ați fost loviți de această criză economică. Cum faceți față? Pentru că vorbeam mai devreme, totul s-a scumpit, mai ales că vin și sărbătorile acum. Da, noi suntem norocoși că nu mâncăm mult. Adică la 41 de ani am 58 de kilograme. Ori, nu, noi ciugulim acolo câte puțin. Noi ne hrănim cu drift. Noi ne hrănim cu... Știți ce se întâmplă? Istoria se repetă, este ciclică. Vreau să vă spun așa, vremuri bune și vremuri rele au fost tot timpul, depinde din ce generație faci parte. La fel ca și părinții noștri și bunicii noștri, probabil că și noi vom prinde vremuri mai bune, mai puțin bune. Acum depinde la ce te raportezi, la cum te raportezi și la cum te vezi tu în societate. Că pe dumneavoastră, din punct de vedere economic, știți cum e, nu neapărat românul, te mai descurci, mai faci, mai... clar, partea mai puțin plăcută este aceea că, vedeți dumneavoastră, în ultimii ani de zile, și vă rog să mă contraziceți dacă greșesc, în ultimii ani de zile, să spunem 4, 5, 7, 10 ani, societatea a evoluat, ca să nu zic a prosperat. Drept dovadă, litoralul, sezonul estival, lume, bubuiam, corect?
cluburile, vânzările, hainele, etc. și așa mai departe. Bun, acum cei care ne privesc o să spună, da, domnule, dar sunt unii care mor de foame, care, cu părere de rău, să-mi fie cu iertare că o spun și indirect, la fel, oamenii amărâți au fost, oamenii amărâți vor fi. Viața asta nu știi ce-ți oferă, poate și eu acum sunt, poate mâine nu mai sunt așa. Dar știți cum e? Și cum îți așterni, mai și dormi. Adică depinde de ce faci în viața asta. Că dacă, uitați, că eu stau și mă gândesc, cum alții se uită, poate nu neapărat la mine sau la... Mamă, ce mi-ar plăcea să fiu și eu acolo, bă, dar ce tare, bă, dar ce, bă, da, ăștia, este un fac, sport, da, drept, da, eu stau acasă cu telecomanda sau mă duc la servici, mă întorc, dar nu fac altceva, vin la 4 jumate și îmi pun capul pe pernă. Adevărat că și manele astea, să știți că au mesajele lor. Și voi când vă sculați din somn, atunci mă duc să dorm. Asta este viața unui om care prosperă și căruia merge bine, care muncește și muncește corect și cinstit, să știți, ceea ce este foarte adevărat. Și când muncești, întotdeauna o să ai. Este scump acest sport? Da, foarte scump, prin definiție. Și asta am spus-o totdeauna și știți de ce? Pentru că pentru motorsport și cu noastră discutam puțin mai devreme, îți trebuie un material de concurs foarte bine pus la punct. Material de concurs care depășește 50-70, poate ajunge la 100.000 de euro. În ultimii 2-3 ani de zile avem mașină în campionat Claudio Adam, care are o mașină de aproape 80.000 de euro, o adevărată bijuterie pe roți și merge foarte bine drept dovadă acum la deschiderea sezonului fix și locul 1. Dar este mult mai scump să o întreții. Dar cu ajutorul sponsorului și al partenerilor facem față. Și vreau să vă spun așa, partenerii pe care noi nu am resimțit foarte tare această criză, să spunem, și știți de ce? Pentru că partenerii noștri vin din domeniul auto. Știți cum e vorba românească? Cât se învârte roata este bine, adică cât sunt transportate oricând și așa mai departe. Și, doamne, un singur lucru se poate întâmpla în lumea asta rău. Să se oprească timpul în loc. Timpul nu s-a oprit. Când se va opri timpul în loc, atunci o să fie rău pentru toată lumea. Că nu mai ca înainte și că sunt scăderi, că s-a scumpit benzina, că s-a scumpit carburantul, da. Îți dai o reconfigurare a bugetului. Uitați, nici eu nu mai mă duc la 7 etape în afară, mă duc la 5, că nu pot să mai consum, că rezervorul Dubei cu care merge nu are 100 de litri. Credeți-mă că albestre fire când fac plinul și dau 850 de lei la pompă, adică nu mai dau 450, știți? Dar asta este, mergem înainte, nu avem ce să facem. Trebuie să gândim pozitiv. Este foarte important de cum gândești, ce mentalitate ai, pe cine ai lângă tine, că dacă stai să te gândești, o să fie rău, domne, vine peste noi, mai vine și Putin, mai vine și el. Nu, tată, o să fie bine. Dacă suntem sănătoși, mergem înainte. Și eu vreau să întrebi pe Alice. Cum vedea toată această situație, Alice? Cum o vezi? Pentru că te uiți la televizor și vezi tot ce se întâmplă în țară și nu numai. Mai mult pe telefon. Da, asta încerc. Da, încerc pe telefon. Și pe telefon, păi rețelele, pe rețelele sociale apară acolo. Acolo. Da. Folosește telefonul eficient. Încerc să nu mă uit foarte mult la televizor și la știri, că văd că sunt numai lucruri negative și lucruri rele despre ce se întâmplă în lume. Dar uite că sunt și lucruri pozitive, că te-am invitat pe tine. Da. Dar sunt multe, dar o parte a presei nu dau și lucrurile bune frumoase. Uite, care vreau eu să spun ceva pentru telespectatorii noștri. Fraților, nu știu dacă o să fiți piloți vreodată, nu știu dacă vreodată veți cânta muzică populară, dar trebuie să fiți la fel de optimiști cum este domnul Sorin Nene. Da, asta e viața, ce să facem? Adică singurul cu ce se ai poate întâmpla în lumea asta este să se oprească, bă, ce să oprește timpul. Ne-am oprit cu toții. Viața merge înainte, cu bune, cu rele. Trebuie să mergem înainte. Și să ne adaptăm. Dar bineînțeles și la moarte mă gândesc. Bă, mâine, poi mâine. Doamne ferește, se întâmplă ceva. Că te gândești cu tot ceea ce se întâmplă acum, fenomenele astea, sociopolitică și așa mai departe. Bombe, nebombe atomice. Păi și odată și odată tot umor. A, că se întâmplă mai devreme. Asta este, cu părere de rău. Dar bă, bun acum. Dar de ce să ne fie frică de moarte că există viața de după? Unde e atât de bine, nu vedeți că ce bine dincolo, că nu mai vine nimeni să ne spună cum e. Toată lumea rămâne acolo. Păi corect sau nu? Păi, Alice, cum vezi toată această situație? Cine știe ce mașini sunt dincolo? Da, cine știe? Bravo! Bă, foarte bine ați punctat. Vă mulțumesc frumos. Ați ridicat foarte bine. Adică legat de așa, până la urmă, cum v-ați zis, așa, viața merge înainte. Adică orice da. S-ar întâmpla. Orice lucru are o rezolvare, adică orice problemă are câte o rezolvare și nu ne împiedică nimic să facem ceea ce ne place. Și noi ne continuăm pasiunea. Avem un pilot tânăr de la Roșiorii de VD, Edi Niță, al cărui tată mi-a povestit în felul următor. Bunicul meu, Sorine, spunea în felul următor. A venit de la Moscova pe jos, nu știu câte luni de zile, fără două degete, că l-am pușcat unul când a aruncat în cireș să mănânce cireș și coaj de copac și cu o gaură în picior. Pă, bune, și nouă ne e frică acum. Haide să fim serioși. Bunicii noștri cum era. Sau mai îmi povestea când se ducea la secere, că zice, maică, veneam, aveam până aproape de pulpă, eram carne vie, era numai sânge. Pentru că nu era atunci la secere, ca moromeții, nu era cu glori, cu combine, să da. Și aveau săptămâni de zile când mergea un lan cu capul în jos și la secere. Și noi ne plângem. Pă bune, hai să fim serioși. Înainte mergem. În locul, eu am o vorbă. Locuri mai sunt doar în față, în spate sunt ocupate. Foarte bine, îmi place să stăm. Păi greșesc? Nu, no, nu, no, nu, no, foarte bine. Spre ce vorbim?
Ce vrei, spuneai că ești clasa 8-a, da. La ce liceu vrei să mergi? Pe ce profil vrei să mergi? Că spuneai că și școala e extrem de importantă pentru da, tine. Da, deocamdată nu știu exact la ce liceu vreau, dar aș vrea să mă duc pe filologie sau științe sociale. Pentru că nu prea mă împac prea bine cu matematica și totuși aș vrea să nu mă chinui foarte mult la liceu. Să faci din plăcere și asta. Da, exact. Totul din plăcere. Sunt unul, doi în clasă care fac, da? Da, e regulă. Haide, că nu se poate. Sunt și materii care ne da, plac cu adevărat. Da. Da, corect, foarte corect. Bun, și un mesaj, nu știu, pentru cei care v-au urmărit și ce ar trebui să facă? E extrem de important pentru că bănuiesc că la școala de drifturi, nu să mai zic. Corectez eu că am învățat lecția. Cum să fii și stăpân în cazul în care se întâmplă ceva, nu? În urmă cu 10 ani de zile, dacă nu greșesc, am înființat această școală dintr-o joacă, din dorința de a transmite mai departe și de a reînnoi generația. Și uitați că, mulțumesc bunului Dumnezeu, sunt mulți piloți în campionat și aici vreau, te rog să-mi aduce tu aminte. L-avem așa pe Claudiu Adam, cel mai tânăr campion din România, care este un copil foarte talentat și beneficiază de susținerea părinților și toată apreciația și tot respectul. Cel mai tânăr înseamnă câți ani? Are 18 ani. La 18 ani a câștigat titlul de campion anul trecut. Îl avem pe Ediniță de la Roșiori. Îl avem pe ăsta mic de la Brașov, Gabi Imre Junior. O avem pe Natalia Iosac din comuna Livada, județul Satu Mare. Îl avem pe Antonio Negreanu. Îl avem pe mai spunem din campionat. Avem foarte mulți tineri talentați și îmi cer scuze, chiar vreau să pronunț numele tuturor, dar acum nu mi-aduc aminte de toți în momentul ăsta. Tineri foarte talentați și mă bucur că am adus cumva oameni noi și generația vine foarte tare din spate și ne bucurăm pentru acest lucru. Ăsta, Olteanu, Rareș Onciuleanu, sunt mulți care vin. Eu vă mulțumesc tare mult că ați venit în această seară. Ne-a făcut seara mai frumoasă. Poate am exagerat cu ceva, poate eu sunt mai natural, eu sunt postinul mai natural, dacă am exagerat, îmi cer scuze cu ceva sau. Vă mulțumesc mult și vă mai așteptăm și data viitoare vreau să cu trofeul și cântăm. Să cântăm, ia, mai cântați ceva cu data viitoare. Eu sunt invitat permanent la Alina, dar atunci când veniți să cântați, să mă chemați și pe mine, că o să fiu aici. Vă mulțumim.